Emiți amintești scena aia de Twins, Gemini, în 88, 1988, în care ajung în sfârșit acasă la Vincent, în cumpărături și așa, și zice Vincent lui Julius, anul șarte, știu că tu, probabil, acolo la tine, acasă, erai obișnuit să-ți crești singur legumele, să prinzi cu țăpoiul pește pe lagună, dar aici, pe continent, doar pur și simplu nucât, știi? Nu știu cum să traduc, o bombardăm cu... Și avea, în fine, ceva acolo și punea brâză. Ce vreau să zic? Soarele nostru este uriaș. Adică, și sunt stele mult mai mari ca soarele nostru. Betelgeuse. Aveam cu tata câțiva ani. În dicționar sunt stele și dicționarul Dom sau dicționarul ortografic ortoepic. Dar ce vreau să zic? Nu-i pur și simplu că soarele ne luminează, vine noapte, vine zi, nu? Primul rând și primul rând că soarele ne luminează permanent. Dar când se întoarce planeta, adică partea noastră de planetă cu spatele la el, atunci e fenomenul de noapte. Bun. Dar vreau să spun ceva. Soarele arde în același timp, un fel de, nu știu cum să zic, hai să zicem ca și oțelul ăla din Terminator 2, știi? De la oțelărie. Arde oțelul ăla. Așa e soarele. Și vreau să zic că se și consumă, dar acolo e o cantitate imensă. Fizicienii știu, probabil, cantitatea de hidrogen din soare care se transformă în heliu. Așa funcționează, probabil că zic și eu, meritorul Brăila, dar așa, ăsta e principiul. Stelele, cel puțin soarele nostru, este hidrogen și poate tot universul. Stelele sunt hidrogen care arde și arzând se transformă în heliu. Și cu heliumul ăla nu știu ce se întâmplă, fiind un gaz, cum se numește, steril sau alea pe lângă, sau încă poluant. Dar vreau să zic că... Dă un căldăruș aia, așa. Mai mănânc de aici, e terminat? Da, e terminat. Dar vreau să zic că soarele, nu că ne va deveni o supernovă și gata, nu mai fi. Sau că vom fi atrași. Că și asta se va întâmpla. Că va deveni o supernovă, dar noi nu vom mai fi. Dacă numai cu Dumnezeu poate vom mai fi. Sau că vom fi înghițiți de soare după ce va fi înghițit Mercur, va avea noi, spărmăm noi. Prin atracția asta universală care se putea să ne atragă spre ei. Ci eu cred că efectiv soarele ne va frige ca planetă. Și atunci dacă cauți în scriptură, dacă ți amintiți, acolo zice că și marea nu mai era. Cum să fie posibil să nu mai fie mare? Păi îți dai seama, dacă soarele va încălzi pământul într-un asemenea mod, cum deja a început, plus activitatea umană de poluare și efect de seră și toate astea, se poate întâmpla să efectiv să se vaporizeze, nu doar să se topească ghețarii, Antarctida și Arcticul și toate astea, sau ce mai e, pe Mărăteza sau pe nu știu unde, ce, unul mai fi în Alaska, să se topească, să ne încălzească așa fel. Și Biblia spune, eu vin curând, care puteam înțelege mai multe feluri, nu? Soarele este pe un rând, pământul este pe un rând, nu?
jurul soarelui. Multe lucruri care iar energia solară emanată de soare, pământ și nu numai, că sunt și alte planete, aici în sistemul nostru solar, ajunge la pământ în 8 minute. Deci, lumina aia, flacăra care luminează, care ne luminează, vine, care e acum aici, 8 minute, acum 8 minute a fost pe soare. Și pe soare sunt unele pete negre, asta, probabil știi, care, efectiv, acolo e prea puternic, prea puternică căldura, lumina, cât devine. No. Și eu zic că așa va fi. Într-o zi, oamenii își vor da seama, bă, frate, nu mai, cum, oamenii o să cedeze, știi cum ce mare, nu mai avem nicio resursă, numai la Dumnezeu. Nu avem cum să scăpăm, că unde să te duci, ce să faci? Când o să, deci ei, și planetele astea nu s-a zvârlă în spate. Îi, cum zicem în Psalmul 90, parcă, zice despre că viața noastră e ca unui câmp de flori care dimineața înfloresc și sunt frumoase și nu știu ce, și seara sunt retezate și se usucă. Nu. Așa ne va usca soarele pe noi. Bine, probabil eu acum sun ca domnul Spinoza, știi? Benedict Spinoza. Dar odată va fi chestia asta. Și nu am nicio îndoială. Și dacă nu va fi așa, va fi altfel. Bine ar fi așa, așa, nu peste două zile să dăm noi cu tot bobului și nu știu ce. Ca în The 100. Vreau să zic că un tablou și îți recomand ție care îți place artele și toate astea. Studiază pe pictorul El Greco. Este acolo un tablou în care lumea, nu știu, al șaselea, The Six Seals, sau cum să ceva, când s-a deschis cea de-a șasea pecete, toată lumea nu m-a interesat de Dumnezeu. Tabloul ăla era așa și era unul care era așa, nu știu, veșminte, așa, și stătea în genunchi și cu mâinile la Dumnezeu, știi, Doamne, ai milă. Noi. Pace.